Această conversație creepy nu o să te mai lase să adormi de seară. Astăzi a venit momentul pentru o nouă conversație creepy la mine pe canal, băi și fete, și de data aceasta sunt niște mesaje extremely creepy, cu puțină engleză, extremely creepy, foarte, foarte creepy, și primul mesaj vine de la această fată care dă un mesaj unei persoane, nu știu, urmează să vedem cine este această persoană, și zice: vino până la mine deoarece vreau să-ți arăt noul meu mixtape. Ok, hai să vedem dacă persoana respectivă acceptă. Ok, deci este fata asta care zice că I wish I could but can't, adică aș fi vrut să vin, dar nu pot. Dar de ce nu poți, sora mea? Ai un motiv pentru care nu poți? Ce-ar putea să fie mai tare decât să stai cu mine o noapte și să o petrecem old school, să ascultăm muzică? Ce-ar putea să fie mai tare? Babysitting a 6-year-old. Ok, deci asta, fraților, face babysitting, am înțeles, și trebuie să aibă grijă de un copil de 6 ani. Ok, are sens. Da, sora mea e la muncă acum, ghinionul tău, dacă fix acum te-ai trezit să faci chestii de genul ăsta, e pur și simplu ghinionul tău. Însă, vestea bună este că o să am niște bănuți pentru weekend, pentru următorul weekend. Ok, asta chiar este o veste bună. Ok. Asta s-a supărat? Sau de ce a zis la datul numai un chei de ăsta? Doar ce am ajuns aici. Întotdeauna urăsc partea asta. Ce parte? Întotdeauna urăsc să mă duc pe ușa din față. De ce? They have this weird alarm system. Au acest sistem ciudat de alarmă. Băi, sora mea, e foarte bine că au acest sistem ciudat de alarmă, că cine știe ce, Doamne ferește, se întâmplă. Și mai bine să-l aibă decât să nu-l aibă. În ce sens weird? Este electronic. Ok. Însă, arată ca ceva câine, ca și cum latră un câine. Bă, ce idee! Mamă, sunetul de la alarmă de la casa ta să fie un câine care latră, wow! Bro, ce tare! Asta chiar e smart! Că e, deci fraților, ei chiar au un câine, însă câinele lor este un micuț! Inocent! Ce tare! Dacă aveți câine, faceți și voi chestia asta! Dar acest lătrat este de ceva de Rottweiler, de ăla, de dacă te prinde, te mușcă! Și dacă nu este real, de ce urăși chestia asta? Pentru că este foarte zgomotoasă și foarte horror, foarte scary. Și întotdeauna copiilor dau pe modul screaming. Cum adică? Copilul lor. It's like if you need help. Ca și cum dacă ai nevoie de ajutor. It screams or what sounds like real screams. Oh my god. Mamă, frate, deci ăștia un sistem de alarmă cu anumite sound effect-uri. Și că poți să dai gen să ții pe cineva ajutor, nu știu ce chestii de genul. E destul de cool, bă, chiar e cool. Fie vorba între noi, chiar e destul de cool, ești de bun. But I whenever he sees me coming to the people. Bro, deși că și copilul își bate joc de ea când o vede că vine, na, să aibă grijă de el, dă drumul la chestia aia cu ajutor, ajutor, chestii de genul. Al micu, uite, auziți, al micu trolează. Uite, acum iar aude cum țipă. Uite, asta e alarma. Întotdeauna sună ca și cum cineva este torturat. Deci că ea, fraților, o să stea în mașină. Acum este în mașină. O să stea acolo până la ora 8. Acum este 7.52, vedeți? O să stea acolo până la ora 8. LOL. If I don't end up going out, you offer a quit trade later. Ok, deci cred că, da, nu știu ce înseamnă quit trade, probabil se joacă pe telefon. 7 minute mai târziu, ușa este deschisă. Și nu a țipat nimeni, wow. Foarte ciudat, toate luminile sunt stinse. Asta chiar e ciudat, sora mea, de ce sunt toate luminile stinse? Oh my god. Și sistemul de alarmă, sistemul de țipete, este scos din priză. Băi și fete, și dacă alea nu erau țipetele de la alarmă și erau țipete reale? Oh my god! Ce? În garaj? Don't know if I'm just being paranoid but spooked. Nu știu dacă sunt doar paranoică. Am țipat hello, dar nimeni nu a răspuns. Poate îi fac ea o farsă.
Și după s-a gândit dacă, și dacă acele țipete n-au venit de la acea mașinărie. Băi, e cam posibil, sora mea, adică după cum evoluează situația, e cam posibil să nu fi fost de acea mașinărie. Te-ai uitat la prea multe filme horror, s-ar putea și asta, ce-i drept. Și fata asta s-ar putea să aibă dreptate. Mă uit through keyhole. Mă uit pe cheie. Gen, pe gaura cheii. Vezi ceva? Nu. Păi dacă nu vezi nimic, ar trebui să fie ceva rău. Wait. Aștept. Este o femeie blondă care stă în dining room, la masă, care ține un cuțit în mână. Bro? Cred că familia este la masă. Nu, sora mea, nu cred că familia este la masă. Cred că aia a omorât toată familia. Asta cred eu. Dar este întuneric afară. Cred că aia a omorât toată familia. Nu se mișcă pentru că sunt morți. De-aia nu se mișcă familia. Le aduce mâncare. Tot parcă se uită în partea mea. Se uită către mine. Parcă știe că sunt aici. Probabil știe. Sună la 112. Deci că ea vorbește cu ei ca și cum ar fi totul normal, dar ei nu răspund, nu? A aprins lumânări. Ba, fraților, cumva, aia cred că este Nancy James, criminala asta care tot apare în conversațiile astea, care i-a omorât pe ea, a pus la masă și acum se preface că ea de fapt n-a murit. 100% asta e. Ci că poate au angajat un șef pentru că este aniversarea lor și sunt foarte bogați. Nu, cred să nu. Cred că au angajat un criminal în serie. Ar putea să fie cineva care i-a jefuit sau care îi omoară. Corect, cum nu te gândești la asta? Câinele lor știe că sunt aici. Ci că dă la ușă. Aia n-a omorât câinele. Bravo, sora mea. Și șeful tot se uită. La nu-i un șef, la nu-i un bucătar, sora mea. Ăla nu e un bucătar, nu fi așa naivă. Ia-i dă de mâncare lui cățeluș. Ci că nu cred că asta poate să fie ceva rău. O să intru înăuntru. Eu zic că n-ar trebui să intri înăuntru. Oh my god, acum și-a dat seama. Câinele a fugit la mine. Avea un deget în gură. Câinele. I-a dat aia să mănânce un deget, fraților. Am închis ușa. Ești în garaj. She can't get me. Nu poate să vină după mine. Bro, i-a omorât pe toți, v-am spus. Ușa este groasă, safe pentru moment. Sună la 112. Oh my god. A pornit mașina. Cum? Are chiar care o telecomandă la mașină. Mamă, și zic că a pornit ceva fum din mașină. Ceva monoxid de carbon. Vrea să te omoare. Ai sunat la 911. Am nevoie de aer. Mamă, trebuie să iasă din garaj, văzut dacă are nevoie de aer. Dar gen, o să o prind aia dacă iese din garaj. Nu pot să mor așa. Fără să mă lupt. Ia o armă. De unde se ia o armă? Ok, în garaj poate are. Oh my god, a luat-o por mașină. Bravo. Nu poate gen să arunce cu cuțitul după tine, bravo. Ce s-a auzit? Fă-și ce se întâmplă. Sângerez rău. Are sânge în gură. A sunat 911. Tell police on floor. Need them track my phone. Oh my god, fraților, îi spune lui asta că cine a sunat la 112, dar doar că nu poate să vorbească. Și spunea să sune ea la 112 și să îi trecuiască telefonul. Family dead, familie moartă. Bă, a omorât aia toată familia. A fugit. Păi bine că n-au murit-o și pe asta. Uite că nu mai poate să scrie. Vorbesc cu cei de la urgențe chiar acum. Bra.
Don't think I make it. Cred că asta moare. Cred că asta moare, babysitterul moare. Aud sirenele. Nu se opresc. They drove by the house, crowd to front door. Sunt prea departe. Ce, la ce număr de casă ești tu? Bro, s-au dus la casa greșită. Văd pe cineva afară, spune-le că sunt aici. Ea nu poate să vorbească, cred că e lovită la gât sau ceva de genul. The scream alarm. Ci că dă drumul la alarma aia, dar e unplugged, e scoasă din priză. Trebuie să o bage în priză. Nu e în priză. N-am forță. Ba, asta o să moară, fraților. Nu pot să mă duc până acolo, haide. Fă ceva, fă un big push. Du-te acolo ca să te audă. Pune tot ce mai ai în tine acolo, în chestia asta. Am făcut-o. Nu mă fau. Oh my god. Credeam că prietena ta este moartă. Bro, a omorât-o. A omorât-o și eu la telefonul. Mulțumesc că m-ai lăsat să știu că ea încă respira. Bro, cine e persoana asta ciudată? Bro. A, am văzut că ai zis ceva de un mixtape. I-am înregistrat ultimele respirături, sau cum se zice, de ultima dată când a respirat, și o să fac un mixtape. Bă, cine face așa ceva? The babysitter died of her injuries. A murit babysitterul. Her killer se crede că este Nancy James, dar nu a fost niciodată confirmat. Bro, și aici s-a terminat. Băie și fete, nu știu, scrieți la comentarii dacă credeți că Nancy James s-a omorât-o sau nu. Bine ați venit la cea mai horror conversație din 2023. Ați auzit foarte bine, băie și fete, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod creepy la mine pe canal. Astăzi facem un nou episod din seria cu mesaje creepy, deoarece n-am mai postat de foarte mult timp unul și am văzut că foarte mulți dintre voi vă doriți. Mai exact, fraților, astăzi vom reacționa la o conversație creepy care a fost lansată pe aplicația asta în anul 2023 și este cea mai apreciată dintre toate. Se numește Lost in the Forest și este vorba despre un băiat, Michael, care se pierde în pădure și este o conversație destul de lungă, din câte am înțeles, așa că luați-vă ceva de mâncare, luați-vă popcorn-ul și haideți să vedem care-i treaba, fraților. Speram să nu fie chiar atât de creepy, să fie horror, dar nici chiar atât de horror. Deci primul mesaj este de la Carol, care zice Carol, nu știu dacă e fată sau băiat, urmează să vedem. Michael, where are you? Unde ești, bă, Michael, frățiorul? Why don't you answer? De ce nu răspunzi? Este totul ok? Întreabă Carol. Michael a dat un mesaj vocal. Holy shit, sper să auziți. Hai să-l auzim, fraților. Bro, ce-a fost aia? Băi, ok, stați puțin, fraților, că situația devine foarte ciudată. Ok. Michael iară scrie. Damn it, I guess I have got lost and here is hardly any service. Deși că hopa mamă, ok, bă, credeam că l-au răpit extraterestrii pe Michael, dar nu a zis că, ci că crede că s-a pierdut prin pădure și abia de e service pe aici, de-abia de vreun semnal. Hey, this road, where has I never been here? I have no idea where to go. Ci că urăsc drumurile astea, niciodată n-am fost pe aici și habar n-am unde să mă duc. Only forest and forest as far as eyes can see. Efectiv, în fața mea se vede doar pădure și pădure. Și nu este niciun semn de circulație. Maybe you'd better turn around and go back. Și Carol zice, nu ar fi mai bine să te întorci înapoi. Bă, corect. Nu este o idee bună. Este deja foarte întuneric. I might pass by the right turn. Deși că deja s-a făcut întuneric, așa că nu o să mă întorc. Și unde merge acum? Tot pe calea asta. A, deci mai că trebuie să ajungă undeva. Nu știu unde se duce, dar nu vrea să se ducă înapoi. A zis că mai bine deja e întuneric, nu mă mai întorc.
Mă duc pe calea asta și sper să ajung bine. Trebuie să mă duc undeva. Bă, corect. Perhaps I'm going to a farm and ask the way out. Și că în cel mai rău caz, poate o să o dau de vreo fermă și o să întreb pe acolo dacă mă poate ajuta cineva să-mi dea indicații. Bă, hai că Michael e inteligent, fraților. Îl duce mintea pe Michael. Sorry, babe. That's fine, just get out of here. Carol, v-am zis, fraților, e fată. Inițial, gen, că așa citim noi în română. Carol, gen, Carol, regele Carol. Dar aici e Carol. Da, v-ați prins cu accent englezesc. That's fine, just get out of there. Mai târziu. Deci a zis că imediat o să vină. Where are you? Hey, sunt îngrijorată. Încă conduc, drumul este foarte teribil. Oh, finally. O fermă? Bun, fraților, și Michael a ajuns aici. Nu este o fermă deloc. Pare o casă abandonată, dar în spate e o lumină albastră. No, but there is something, it seems abandoned, I don't like it, it looks really creepy. Și Carol și zice, băi, nu prea îmi place situația asta, că arată foarte, foarte ciudat, arată super creepy. Nu te du acolo. Pe bune, hai, nu fi, băi, nu te du, frățiorul! Doar o să mă duc și să văd care-i treaba. El, într-un fel, fraților, are nevoie de cineva care să-l ghideze, poate vreun localnic de acolo. Dar nu cred că într-o casă care arată abia abandonată o să găsești vreun localnic, sincer. Maybe I'll find out how to get to the highway. Poate o să aflu cum să ajung pe autostradă. Te rog să ai foarte mare grijă. Sure. Damn it, that's all I needed. What happened? Ce s-a întâmplat? Spune ceva, te rog. A început ploaia. I can't never see where I left the car. Nici măcar nu pot să văd unde mi-am lăsat mașina. I had to come in, you know, that gets soaked through. I had to come in, not to get soaked through. I hope the rain will end soon. Then I go back, I have nothing to do here. I told you so. What the fuck? Ok, deci fraților, și că el este acum la casă și o să aștepte să, cum îi zice, o să aștepte să se termine ploaia, n-a găsit pe nimeni acasă și după o să se ducă înapoi să-și rea drumul, gen. Ce s-a întâmplat, fraților? What? Întreabă și Carol. Ce s-a întâmplat? De ce nu răspuns la telefon? Am auzit ceva, zice Michael. Poate este doar ploaia. Nu, nu e ploaia, frățiorul, cine te-a pus să intri într-o casă abandonată în pădure? Dar eu nu înțeleg, el a intrat în casă și a zis că e acolo, probabil stătea, eu credeam că n-a intrat în casă, credeam că stă afară, gen, știi, și stă sub acoperiș. Ascultă-mă, ia, listen, ia, fiți atenți că ne-a dat un vocal de 23 de secunde. Bro, frațiorul se aude foarte încet. Bă, se aude cineva care plece, dar foarte încet. Nu știu dacă auziți voi. Bro, se aude foarte încet. Bro, se aude cineva care plânge în casa abandonată din pădure. Nu-mi place cum sună scenariul ăsta. Ca și cum cineva plânge. Crezi că este cineva acolo și aici s-a terminat episodul 1. Dar noi trecem direct la episodul 2, fraților. Pentru că avem 5 episoade, v-am zis că este lungă. I don't know, Michael zice că nu știe. Cel puțin nu văd pe nimeni pe aici. Poate mai este încă cineva care s-a pierdut. Poate să fie sunetul vântului. Da, soră mea, că vântul când bate vântul zici că plânge cineva. N-are niciun sens. And you mixed it up? Just a mind trick? No, I am sure I hear someone crying. Și zice poate ți-a jucat mintea festei și de fapt era doar vântul. Însă nu... Michael zice că a auzit pe cineva care plânge și totodată și noi am auzit, adică cel puțin eu, nu știu dacă ați auzit voi, că se auzea foarte, foarte încet, a trebuit să-mi dau căștile mai tare, dar eu cred că, na, era cineva care plânge, 100%. Și ci că se aude din ce în ce mai tare, closer, Michael, te rog, pleacă de acolo. Nu, nu o să fac chestia asta, de ce? Ești nebun? Și dacă e cineva care are nevoie de ajutor? Nu e, frățiorul, pleacă! Don't you think I will leave someone in danger? Nu crezi că o să las pe cineva în pericol? Nu! Doar o să mă duc să văd care-i treaba. Dar am o problemă. Doar o problemă? Only one? The noise is very close. Deși că sunetul ăla, fraților, de plânsete se aude foarte aproape de Michael. But I can't understand where it's going from. Dar nu înțeleg de unde vine. E din spatele peretelui. Dar nu văd ușă de la perete. Este un perete foarte solid care e pus în întuneric. Cred că ușa este acolo. Michael, te rog, nu te du acolo. Te rog. Te rog, Michael. Ceva timp mai târziu. Am găsit-o. O să intru înăuntru. Băi, Michael, ăsta, băi, fraților, face pe aventurierul, man. În loc să plece și să-și vadă de drum, să vină la gagică sa, el face pe aventurierul. Ești nebun? Pleacă de acolo. This place, don't worry, the room is empty.
I think I was only the noise was going from the basement. Mamă, deci băi fraților, Michael, parcă și-o cere, man. Deși că a intrat în cameră și camera era goală. Și a zis, poate m-am înșelat și sunetul venea din subsol. Din subsol, perfect. Dai, du-te, zice Carol. Du-te acolo și rupe-ți vreun picior sau ceva de genul. Calm down, I don't hear it anymore. Calmează-te că nu-l mai aud. Băi, fraților, dar Michael ăsta face, deci nu știu ce face el, bro. Efectiv, se joacă de aventurierul. Oh, shit, Michael. Michael, ce se întâmplă? Michael? I missed you, Michael. Bro, e un perete pe care scrie Michael, mi-a fost dor de tine. Băi, ce se întâmplă? Shit, aia e despre tine? Nu știu. Este imposibil. Ba nu, fraților, cred că este foarte posibil, sincer. Acum mă simt foarte ciudat, eu zic să pleci. Pleacă de acolo. Deci cred că Gagica sau fraților i-a zis de 50 de ori să plece de acolo și el nu înțelege. Shit, ce s-a întâmplat? Ușa s-a închis în fața mea. Nu pot să... What the hell is this? I can't believe my eyes. Și aici s-a terminat episodul 2, ci că ușa s-a închis în fața lui. Deci probabil, fraților, locul ăla este bântuit. Hai să mergem la episodul 3. That's it, o să plec de aici. Gata, nu mai vreau să am nicio treabă cu chestiile astea paranormale. Ar fi trebuit să o faci acum foarte mult timp. Frățiorul, speram să mai poți să pleci de acolo. Carol? Cineva este la intrare. Hu? Nu știu. Dar-i văd silueta. Opa, poate nu erau chestii paranormale, poate era casa cuiva. Da, perfect. Gen, bă, dar nici nu se putea mai bine, fraților. A venit salvatoarea, japoneza. A venit salvatoarea îmbrăcată în alb cu părul negru. Când vezi o fată, fraților, dacă mergeți noaptea pe stradă, vedeți o fată îmbrăcată în pijamale albe cu părul negru, practic, nu știu. O să fie ultima chestie pe care o să o vedeți. Cam atât vreau să zic. Este o femeie, dar e foarte ciudată. Parcă e așa blurată. Și m-a strigat pe nume. Mi-a zis... Ce ți-a zis? Mi-a fost dor de tine, Michael. Băi, cum asta te duce undeva să zică lumea asta, băi? Oh my god, Michael, pleacă de acolo. Michael? Michael, ce s-a întâmplat? Mamă, nu răspunde. Băi, fraților, nu mai răspunde, fraierou. Fraților, mă sună Michael. Nu! O sună Carol. Carol sună. Accept. Ce se întâmplă? Am acceptat apelul. Fraților? Nu s-a întâmplat nimic, doar a sunat. Următoarea zi. Good day. Este... Lieutenant înseamnă ceva, fraților, un fel de ofițer. Băi, de stați puțin, ce s-a întâmplat? Deci Carol a sunat pe Michael și el n-a răspuns. Și acum Carol primește un mesaj de la un număr necunoscut care zice: salut, sunt ofițerul Brown. Salut, mi-ai găsit soțul? Nu încă. Ah, bro! Deci sora noastră a sunat, fraților, a sunat la poliție, gen, că nu-l mai găsea pe Michael. Merge mintea, femeie inteligentă. Și m-a întrebat, mi-ați găsit soțul? Încă nu. So do it, fă-ți-o. Is in this damn forest that big? That's not it. We found the building, but your husband isn't here. Deci face și că atunci găsiți-l. Este atât de mare această, cum îi zice, această pădure. Și face, nu-i despre chestia asta. Am găsit construcția de care ne-a zis-o, clădirea. Probabil i-a zis tot ce s-a întâmplat, eu și-a arătat conversația. Doar că soțul dumneavoastră nu se află aici. Oh god, so where is he? It was last place he texted me from. Asta a fost locul din care mi-a dat ultima dată mesaj. Da, sutra asta a fost aici. I-am găsit mașina. Și chestia asta. Mamă, și telefonul, bro, i-a găsit și telefonul. Jesus. Este telefonul lui? Da, ăla este telefonul lui. Dar unde este el? Acum investigăm, doamnă. Stați liniștită. Wait. Do you know what this building was before? He texted me that he heard someone's crying. Have you found anyone? Hopa! O întreba că și că ați găsit pe cineva acolo în clădire, pentru că soțul meu mi-a spus ultima dată când am vorbit că a auzit pe cineva că plânge. Sora mea, probabil persoana care plângea era japoneza aia, fantoma aia care i-a și zis că i-a fost dor de el.
No, nu este nimeni aici. This building has been abandoned for a long time. It used to be a retirement home. Deși că asta trebuia să fie o casă de pensionare, dar a fost abandonată acum foarte mult timp. A avut vreun motiv să vină aici? Ți-am zis deja, s-a pierdut. Și n-avea niciun motiv să vină acolo. Very well, ma'am, try to not worry so much, I'll contact you later. Deși că, doamnă, vă rog să nu vă, cum îi zice, să nu fiți îngrijorată, o să vă contactez mai târziu, o oră mai târziu. They close, hopa! Și după, frățiorul ofițer zice, doamnă, ce știți despre, cum îi zice, mama soțului vostru care este moartă, erau apropiați? Da, cred, dar a murit acum 5 ani de zile înainte să-l cunosc pe Michael. You must be mistaken, ci că trebuie să greșiți. Mama lui a murit acum 2 luni. Bro, what? Deci ăsta a zis ce știți despre relația lui Michael cu maica sa care a murit și face că nu știu nimica pentru că a murit acum 5 ani. Și ăsta zice că a murit acum 2 luni. Cică ce? Tu greșești, am fost la mormântul ei cu Michael. Aia este mama ei, mama lui adoptivă. Eu vorbesc despre mama lui biologică. Hopa. Ce? Niciodată nu mi-a zis că a fost adoptat. Frățiorul Michael avea foarte multe secrete, se pare. There is more. His birth mother died in a retirement home in Oklahoma, but before that she used to live in this very building where your husband disappeared last night. Bro! Oh my god! Deși că, fraților, maică-sa biologică a murit într-un azil în Oklahoma, nu știu ce e acolo în America, dar înainte ea trăia în cădirea aia în care a dispărut soțul ei. Bro! De-aia a zis, mi-a fost dor de tine, Michael. I miss you, m-ai lipsit, Michael. Era maică-sa. Jesus, man! Ok! In this derelict house, în casa asta bântuită. Da, înainte nu era atât de bântuită. According to the doctor's notes, Mike used to visit her here and here was the last time he came to her 10 years ago. Deși că, according to the doctor's notes, adică ce au găsit doctorii, Michael o vizita aici și ultima dată când a fost aici a fost acum 10 ani. Since then he didn't call or see her și de atunci n-a mai văzut-o pe maica sa și nici n-a mai sunat-o. Bă, de ce? She was ill out of her mind, she was standing here next to the other mother. I can't hear on purpose. Ah, deși că maica sa lui Michael biologică, fraților, mamă, deși e poveste complicată. Maica sa lui Michael, maica sa lui Michael biologică era nebună, avea probleme de sănătate, era nebună și îl amenința și pe el și pe mama lui adoptivă. Și practic au tăiat legătura. Și eu întrebat asta, e vreo posibilitate să fi venit aici cu un motiv? Nu cred. Spune că ea nici măcar nu crede tot ce a auzit acum. Și că asta înseamnă că chestiile alea scrise pe pereți erau pentru Michael. Despre ce vorbești? Și că am o fotografie. Scria pe pereți, I miss you Michael. Uite, și trimite fotografia. Mi-a fost dor de tine, Michael. Și că nu știu de unde ați luat această poză. Dar nu este nimic ca pe peretele nostru. Bro! Oh my god! Și ce s-a terminat episodul 3, băi fraților, despre ce e vorba? Vreau neapărat să mă uit, ia, episodul 4. They found the house, hopa, and Michael, fiți atenți fraților că... Mamă, dar de ce naiba îmi apare chestiile alea acolo sus? Na, sper să se ducă. Deci Carol îi dă mesaj lui Amanda, au găsit casa și Amanda zice și pe Michael, nu este acolo, dar mașina lui și telefonul lui sunt. Toate au rămas acolo de când mi-a scris ultima dată. So I got there. Call you shouldn't. Let the police do their work. Carol, fraților, spune că o să se ducă acolo și Amanda îi zice nu te du, lasă poliția să-și facă treaba. Ci că nu înțeleg, s-a întâmplat ceva acolo, ceva inexplicabil. Asta încearcă să zică că băi, s-a întâmplat ceva paranormal acolo, că am vorbit cu soțul meu, dar poliția nu înțelege. Că na, what do you mean? But Michael texted something about crying, he saw somebody just vanish. The cops think it was just imagination, but I feel that there is something else. Deci Amanda zice la ce te referi și chiar îi zice situația, fraților, că Michael i-a dat mesaj, i-a spus că cineva se aude cum plânge, după a văzut pe cineva și după a dispărut. Polițiștii cred că asta a fost doar imaginația lui, însă ea crede că acolo se întâmplă ceva paranormal.
O să mă duc acolo și o să văd pe pielea mea. Look, I know you are stressed, but I don't want my little sister to go God where knows alone. Ok, de zice ci că știu că e stresată, dar nu vreau ca sora mea mai mică să se ducă la Doamne ajută că nimeni nu știe singură, ci că am alte opțiuni. You and your baby Emma been still away, right? He's coming back tomorrow. I can't wait that long. My husband's missing, can you imagine that? I'll do everything I can to find him. Oh, ce drăguț, fraților. Deci Carol nu mai vrea să aștepte, fraților. Vrea să se ducă direct la casa aia să vadă ce s-a întâmplat cu Michael. Dar de ce ești așa de pornită pe chestia asta? Știi măcar where to go? Da, știu unde să mă duc, zice Carol. Brown sent me the files, there is the address. Și că Brown mi-a trimis niște fișiere și acolo este adresa. L-am întrebat deoarece nu l-am crezut prima dată. Ce să cred? It was a retirement home and Michael's mother lived in it. Holy shit. Ah, Brown, fraților, Brown era ofițerul. Stați două secunde că, cum îi zice, o fi că i-am confundat. Deci și acum îi zice lui Amanda tot că de fapt aia era o casă de pensionare, adică un azil, și acolo a trăit și mama lui Michael. Și că a fost într-un azil, niciodată nu mi-a zis de chestia asta. Este ceva foarte confuz. The woman I told you was his mother was his adoptive mother. Deși că femeia de care știam noi că e mama lui pe bune era mama lui adoptivă. Și în acest azil era cea care i-a dat viață. No way, Michael was adopted. How he's never told you this? De ce nu ți-a zis Michael niciodată că a fost adoptat? Frățiorul Michael are foarte multe secrete, fraților. Sperăm să se găsească răspunsul la toate până la final. Ci că n-am nicio idee. Vezi, chestiile sunt foarte ciudate. Ci că te rog să ai foarte mare grijă să-ți încarci telefonul și să suni la poliție dacă vezi ceva. Desigur, te iubesc și eu, pa, pa. Bun. Deci 2 ore mai târziu, fraților, Carol s-a urcat pe mașină și s-a dus să își salveze soțul. Carol zice, sunt aici, am ajuns. Această casă arată foarte, foarte creepy până și în lumina zilei. Ah, deci e pe zi acolo, perfect. Și pe cine cauți mai exact, nu știu. Efectiv, vreau să caut doar un indiciu. Ai grijă. Inside is just like he described, no sounds or writing stove. Deși că înăuntru e la fel cum a descris, este foarte creepy, însă nu aud niciun sunet sau nimic a scris pe pereți. Vezi? Brown avea dreptate, ofițerul ăla. Nimica nu era real. Wait, am auzit ceva. Din cealaltă cameră. Oh God, nu te du acolo. Cineva țipă. Cineva plânge pentru ajutor, dar se aude ca și cum țipă. Carol, sună-l pe Brown, adică sună-l pe polițist, nu te du acolo singură. Oh my God, Amanda. Este Michael, este vocea lui. Nu Carol. Carol? Este gol. Băi, fraților, cumva se întâmplă ce s-a întâmplat și data trecută. Ea se duce în cameră, e gol și după vede pe cineva. Că așa s-a întâmplat și la Michael, dacă vă aduceți aminte. A auzit că cineva plânge, s-a dus în cameră, era gol. It's empty. Mulțumesc lui Dumnezeu, dar l-am auzit. Carol, I'm telling you, if you don't get out in corona, I'll call the cops. Și că Carol, dacă nu pleci acum și te duci acasă, sun la poliție. Nu, nu fă chestia asta. Îl aud din nou. How? Nu știu, dar efectiv mă țipă, gen țipă și cere ajutorul. Și aici s-a terminat episodul 4 și avem episodul 5, fraților, să fie finalul. He said he's locked up here. Și că este închis aici. Cum naiba? Nici măcar nu este aici. Carol, dear, I understand. Everyone is worried about Michael, but please go home, I will come over. You don't listen to me. Shit, what's that, sirens? Thanks God, I was afraid they would be late. Bro, deci Amanda, sora sa lui asta, s-a îngrijorat foarte mult și a chemat poliția. Și asta a zis Carol, ce naiba să aude, sunt sirenele? Și Amanda a zis, mulțumesc lui Dumnezeu, speram să nu întârzie. Ce ai făcut? Am sunat la poliție. Bă, Amanda până la urmă este o soră foarte bună. Probabil Carol o să se supere. Nu, nu o să plec de aici fără el. 100% e undeva pe aici. Și vine locotenentul Brown. Mr. Peterson, știu că sunteți înăuntru. Hai, vă rog, ieșiți afară. I will get you home, Mr. Peterson, we get in your car. Deși că o să, da, sergentul Dawson o să vină cu dumneavoastră, ieșiți afară. Asta in the evening. Carol, I know you are mad at me, but I just wanted to help. I was really worried, please call me back. Just text me when you are arrived. Bun, deci fraților, nu știu ce s-a întâmplat, bănuiesc că aia a ieșit din casă și că nu s-a ascuns acolo. Însă Amanda îi zice, Carol, știu că e supărată la mine, însă doar am vrut să te ajut. Eram foarte, foarte îngrijorată, te rog să-mi dai mesaj sau să mă suni. Te rog să nu fii egoistă. 5 minute mai târziu.
Zice locotenent. A, băi, le uitam înseamnă locotenent, nu ofițer. Prost eu, acum mi-am dat seama, fraților. E seară și nu prea concep ce se întâmplă. Amanda îi dă mesaj la locotenent și zice: domnul locotenent, îmi pare rău să vă deranjez, însă chiar nu-mi răspunde la mesaje și nici la texte. Sunt foarte, foarte îngrijorată în legătură cu ea și sper să fie în regulă. You see, she believes that Michael is calling for help. Vedeți? Are halucinații și crede că Michael o strigă pentru ajutor. Băi, Michael chiar o strigă pentru ajutor, fraților, dar nu crede nimeni. Da, am înțeles, este ok acum. I done something I wasn't supposed to do. Well intentioned, of course. I put a tracker on her car. I'm just worried about her too. Ok, fraților, deci locotenentul ăsta zice că a pus un dispozitiv de urmărire, un GPS, pe mașina ei. Ai făcut chestia bună, gen. Na, îi urmărește mașina, vrea să vadă ce se întâmplă. Te rog, uite-te unde e. Ok, fraților, e în mijlocul pustietății, chiar la noastră, pe Google Maps nu se vede nimica. What is doing there so late? Is any of your relatives buried there? Ce e acolo? Deci că ce face acolo așa de târziu? Este cineva de gen vreo rudă de-a voastră îngropată acolo? Nu înțeleg. Damn it, I'm on my way, în 20 de minute. Bun, deci fraților, Carol nu știu dacă era într-un, cum îi zice, cimitir sau doar în pădure, însă vine locotenentul și zice: Carol, ce faci aici? Lasă-mă în pace! Cum naiba mai găsit? Nu contează chestia asta, ce naiba faci? Bro! Locotenentul zice: de ce naiba ai dezgropat mormântul mamei sale? Nu o să înțelegi, tu nu l-ai auzit cum țipă. Am văzut pe cineva, el a văzut pe cineva în casă și it was her, it was the ghost of his mother. Deci că a văzut, cum îi zice, fantoma mamei sale. Hai pe bune, ai luat-o razna? I don't care what you think about me, I will do whatever it takes to help him, no matter how insane it looks like. Deci Carol zice că nu o interesează absolut nimica, poate să o facă nebună, poate să o facă în toate felurile, ea vrea să-și ajute soțul. Cum n-ai poți să-l ajute chestia asta? Dawson was right, I had to call the shing for you and I believed you that you are okay. What an idiot. You can think all you want, but don't get in my way, I got to finish it. Asta în continuare zice: lăsați-mă în pace, nu mă interesează dacă credeți că sunt proastă sau nu, eu mi-a ajut soțul. O să te arestez pentru că ai vandalizat mormântul. Ai înțeles? Ce naiba faci? Step back! Are you treating me with the shovel, lady? You make it only worse for yourself. Hopa! Carol! Da acolo la lopată să o dezgroape pe măsa soacră, că na, îl bântuie pe Michael și îl amenință pe ăsta cu lopata. Zice: doamnă, puneți lopata jos. Nu mă atinge. Bro, uitați-vă, efectiv. Ziua următoare. Bună dimineața, domnule locotenent. I have to get care a little bit. When I can come over. Ok, deci fraților, se pare că, cum îi zice, Carol a fost arestată și Amanda îi zice: bună dimineața, domnule locotenent, aș vrea să o scot pe cauțiune pe Carol din închisoare. Când poți să vină? În o oră. Deci poți să vii în o oră, pentru că acum facem actele. And even though the shrink hasn't found anything, I strongly recommend the sister therapy course. It must help to accept the reality and not serve these psycho sites about ghosts, exorcists and other crap. Ok, și zice că să recomand să-ți duci sora la vreun psihiatru și să accepte realitatea și să nu mai creadă în toate fantomele și în toate prostiile. Da, desigur o să vorbesc cu ea. Și că ce a zis, ce n-ai mai făcea acolo? She said she had to burn the bones of his mother's corpse so the ghost of her let him go. Bro, deci trebuia să îngroape oasele mamei sale ca să îl lase pe ăla, cum îi zice, să lase pe Michael să plece. Amanda zice: oh God, și că da, sora ta are nevoie de ajutor. În două ore mai târziu a venit, cum îi zice, cum o cheamă pe asta, Carol la casă. That's it, you are home. Are you sure you want to home with me? I can stay for a couple days, Emma's with my mother now. Deși că e sigură că nu vrei să stau câteva zile cu tine? Ți-am zis, du-te acasă. I'm meeting a shrink in an hour, I must be there. So I won't run away. Oh my, you see this? Michael? Oh my God, Michael, how are you?
Bro, a venit Michael acasă! Fraților, v-ați de aștepta la asta? Deși că asta îi zicea că nu o să plec de acasă, că nu știu ce. Și la un moment dat zice că Michael... Hopa, și Michael zice... Doamne, Carol, sunt așa de bucuros să te văd. I was like, I never get out of here, no one's gonna believe me. Și că îmi era așa de frică că nu o să ies niciodată de acolo și nimeni nu o să mă creadă. Bro, ai evadat Michael din casă? The door got locked up, I couldn't get out, my phone just disappeared. Și că efectiv s-a închis ușa, n-am putut să plec de acolo și telefonul meu doar a dispărut. I wasn't trying to kick it down, but I couldn't. I cried for help, but there wasn't anyone to hear me and then I just passed out all exhausted. Deși că am încercat să ies de acolo, dar n-am putut, am început să țip după ajutor, însă nimeni n-a putut să mă ajute și să plâng ce a auzit ea și după efectiv am leșinat. And the day in the morning I woke up and I was just magically unlocked, I just walked away like nothing. Și zic că de dimineață m-am trezit și ușa de la casă era deschisă și am putut să plec de acolo. N-am putut să îmi găsesc mașina, așa că am venit pe jos până aici. Dar nu contează, îmi pare foarte bine că acum ne vedem, te rog să nu plângi, iubito. Deci a mers. What worked? No, no, nothing, honey, doesn't matter. Everything's going to be alright now. Bro, Carol a făcut, cum îi zice, a făcut ritualul ăla, a îngropat oasele lui maică sau nu știu cum, ca să lase să plece. Și că nu contează. Și aici s-a terminat. Fraților, asta a fost povestea. Băi, a fost foarte creepy și foarte lungă. Deci Carol și-a salvat soțul într-un final. Habar n-am ce a făcut, ceva combinații, nu știu, paranormale, dar e bine că și-a salvat soțul. Fraților, cam atât a fost cu această conversație. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul, scrieți la comentarii. Eu am fost Marius Iancu și vă urez o zi minunată. Pa, pa! Această fată a primit cel mai creepy mesaj chiar de la tatăl ei. Astăzi vom reacționa la conversații creepy, însă de data aceasta, fraților, este vorba de ceva total diferit. Mai exact, este vorba despre o fată care a primit cel mai horror mesaj din toată viața ei, chiar de la taică-su. După cum puteți vedea, conversația se numește My Dad is a Murderer, adică tatăl meu este un criminal. Și primul mesaj vine chiar de la fata asta pe care o cheamă Hana și îl întreabă pe taică-su: tată, unde ești? Vedeți că este ora 6:53. Mamă, și taică-su are o poză de fundal foarte ciudată, dacă stați să vă întrebați pe mine. Ok. Tată, unde ești? Întreabă Hana. De ce nu-mi răspuns la mesaje? Hopa, deci noi într-un fel suntem pe telefonul tatălui. Tată, ești acolo? Ce s-a întâmplat? Întreabă taică-su. Frățioro, conversația se numește taică-mi e un criminal, cred că știm tot ce s-a întâmplat, mai ales tu. Ce s-a întâmplat? Ai văzut știrile? Nu. Ești la știri, tată. Sunt la știri? Oare de ce, frățioro? La ce te referi? Zice că ai omorât pe cineva. Mamă, cum ar fi, fraților, să fie de fapt, să fie înscenat totul? Ia să vedem. Ce? Deci asta ori chiar n-a omorât pe nimeni, ori încearcă să o frairească pe fiică sa. La știri spune că ești un criminal dat în urmărire. De ce spune ea de la știri că ai omorât pe cineva? De ce zic că ești un criminal? Poate pentru că e... De la asta, sora mea. Hana, trebuie să mă asculți. Bă, fraților, deci ăsta ori încearcă să o mintă pe fiica sa. Bă, dar de ce să o mai mintă? Că deja e la știri, toată lumea știe. Nu e ca și cum ceva ascuns. Don't believe what you see on the news. Ok. Să nu crezi ceea ce vezi la știri. Nu este adevărat. Nu sunt un criminal, spune. N-am omorât pe absolut nimeni. Tatăl tău nu este un criminal. Bă, acum, na, fraților, nu știu dacă să-l crede pe cuvânt sau nu, dar vorbesc că până la final vom afla adevărul. Dar nu știu, nu prea am încredere în frățiorul ăsta. Atunci explicăm ce se întâmplă, corect. De ce ești la știri, corect, frățiorul? Adică, na, 100% ești tu implicat așa, că nu toată lumea apare la știri. Bă, ești criminal. Nu pot să zic. Dacă zic... Ai putea să fii în pericol. Bă, deci asta ori o fraierește pe fiica sa maxim, ori chiar i s-a întâmplat ceva, men. Doamne, iartă-mi, ești de bun. La ce te referi? Mă sperii, tată. Este mai bine să nu știi. Ai, bă, frățiorul, spune-ne nouă măcar. Și că spune-mi numai că dacă nu o să fiu pe acolo, pe acasă, pentru o lună. Chiar ai omorât pe cineva? De asta n-ai venit acasă? Te-ai ascuns de poliție?
Chiar ai omorât persoana care apare la știri? Nu, Hana. Trebuie să mă crezi. Deci deja a zis de vreo două ori când a omorât, fraților. Dacă chiar omorât, înseamnă că putem să... N-avem încredere în el, pe bune. N-am omorât pe nimeni. Nu sunt un criminal. Atunci spunem ce se întâmplă. E aceeași conversație. De ce zic că ești un criminal? Dar chiar ți-a fost înștenat ceva, frățelor, care-i treaba? De ce te ascunzi în cazul ăsta? De ce te caută poliția? Corect, frățelor, dacă nu ești un criminal. De ce ești la știri, tată? Eu și mama suntem îngrijorate. Sunt înșenat. I'm being framed. Ok, bun. E un pas în față ăsta, frățelor. Ce? Da, Hana. Mi-au înscenat-o. Cine? Cine te-a înscenat? Agenția în care am intrat. Hopa, a intrat într-o agenție. Ce agenție? Ce agenție? Eu și Hana suntem aceeași persoană. Nu ți-am spus, deoarece... Am vrut să te ții și pe tine și pe maică ta în siguranță. Este o agenție secretă. Bă, ăsta ori își bate joc, bă, frate, s-ar putea să fie adevărat, ori își bate joc maxim. Ești de bun și dacă aflu la final că și-a bătut joc maxim, o supără. Este o agenție secretă în care am intrat acum 2 luni de zile. Nu știam că este o agenție coruptă. După ce am aflat ce făceau pe bune... Le-am spus că vreau să plec. Dar de atunci știam ce o să se întâmple. Dar, ok, deci el voia să plece, însă el deja știa toate secretele din această agenție. Și aia probabil a zis, bă, dacă pleci, ți se întâmplă, ți se întâmplă. Am încercat să mă omoare. Ca să nu le dau expose la secret. Dar am reușit să scap. Is that why they framed you the murder? Da. Bă, băi și fete, bă, s-ar putea să fie și cum zice ăsta, dar s-ar putea să fie și minciună de la el. Ah, ci că agenția s-a folosit de poliție ca să-l găsească. De asta mă ascund. N-am omorât pe nimeni. I'm not a murderer. Dar de unde să-l credem, bă, fraților? Am fost înscenat. Bă, zici tu, frățiorul. Atunci e simplu. Explică asta poliției. Spune poliției totul. Bă, corect. Spune poliției că ai fost înscenat. Și atunci nu o să te omoare nimeni. Nu este atât de ușor, Hana. De ce, frățiorul? Păi zici că din agenție fac parte și din poliție? La ce te referi? I can't, I less, I have evidence. Ok, are și el dreptatea lui. Trebuie să aibă dovezi. Nu poți să te duci așa, nu trebuie să ai dovezi. Ci că trebuie să... Na, trebuie să facă rost de dovezi. Bă, băi și fete, ori zice adevărul, ori... Bă, o frăiește pe asta și ne frăiește și pe noi în același timp. Și că are nevoie de dovezi și pentru secretele pe care trebuie să le, gen, pe care trebuie să le spună la toată lumea de la agenția la care a lucrat. Dacă nu o să aibă dovezi, nimeni nu o să-l creadă. Inclusiv poliția. Așteaptă, tată. Ce s-a întâmplat? Oh my god, o mașină roșie s-a oprit în fața casei noastre. Bă, faci-o, bă, dacă chiar s-a întâmplat asta, bă, s-ar putea să fi venit aia, bă, o fi că ăsta chiar zice adevărul. Ce? Au ieșit niște bărbați din mașină. Și că sunt îmbrăcați în negru și poartă măști. Bă, ăsta chiar zice adevărul, ești nebun? Chiar zice adevărul. O, nu. Ei sunt. Where is your mom? Unde e mama ta? Nu este acasă. Ok, ascultă-mă. Sună la poliție. Turn the lights off. Închide luminile. Și du-te la subsol. Mamă, frate, bă, ăsta chiar nu mințe, ești nebun? Mamă.
și închide ușa de la subsol. Ascunde-te, Hana. Ok, tată. Are you in the basement? Ești în subsol acum? Da. Did you lock the door? Ai închis ușa? Da, am închis-o. Oh my god, oh my god, ce? What's wrong? Ce s-a întâmplat? What happened? Hana, răspunde, soră mea, te rog! Hana, ești ok? Răspunde! Hana? Ești acolo? Răspunde, soră, mi-o dau cu covul de feruți. Aud pași. Sunt înăuntru. Sunt înăuntru, tată. Asta nu-i bine. Pot să-i aud cum merg prin casă. Mă caută pe mine. Și dacă mă găsesc, dacă te găsesc, te omoară. E vorba între noi, adică, frate, eu sunt așa, vă zic totul pe față. Ce o să fac? Sună la poliție? Bă, soră, mi-ai sunat la poliție? Ce-o zis? Stai că tu să suni de 2 minute. Odată ce poliția a ajuns acolo, o să fii în siguranță. Ok? Hana? Bă, soră mea, de cine? Bă, o fi că ea a sunat la poliție, cine știe? Hana, ești acolo? Hana, ai sunat la poliție, mamă, băi, și vede, cred că deja au prins-o. Cred că deja au prins-o, băieții. Na. Hana, spune ceva. Hello, Philip. Oh, shit. Oh, shit. Fica ta este foarte drăguță. Oh, my God. Bă, frate, ăsta chiar zicea adevărul, ești nebun. Don't you dare touch her. Să nu îndrăznești să o atingi. Cred că deja a omorât-o. Las-o să plece. Dacă-ți vrei fica înapoi, vină la această adresă. Bă, o să-l omoare, frate, dacă zice la adresa aia. Dacă nu ești acolo până la ora 8, n-avem nicio variantă decât să o ucidem pe fica ta. Mamă, fraților. To be continued, dar nu cred că a fost continuată deloc, dacă stau să mă gândesc. Nu cred că... Ia stați să mă uit. Nu am găsit partea a doua, băieți și fete, probabil nu a fost făcută, însă scrieți voi la comentarii ce credeți că s-a întâmplat după ce l-a s-a dus acolo. Probabil i-o omoră pe amândoi, eu în niciun caz nu cred că o lăsat-o pe fiică să scape. Însă acum avem altă conversație creepy, într-adevăr destul de scurtă. Însă se numește My Uber Driver is a Serial Killer. Șoferul meu de Uber este un criminal în serie. Și după cum puteți vedea, primul mesaj este de la Bella, care îi dă mesaj acestei fete și zice, dă mesaj când vezi asta. Salut, Bella. Asta nu e Bella. La ce te referi? Sunt șoferul ei de Uber. Bă, am ustos că am intrat așa tare. Cum adică? The owner of the phone left her phone in my car. Ok, Bella can be careless sometimes. Mamă, bă, și fete. Cred că, cum îi spune? Cred că știu schema asta, mă zic de schema asta, gen, e o chestie reală pe care o fac criminal în serie. Cred că, deci, nu m-am uitat înainte. Ăsta o să o pună pe fata asta să vină să ia telefonul lui Bella, unde a omorât-o pe Bella și o să moare și pe ea. Poți să-mi dai adresa ta? Ca să las telefonul. Nu, nu, soră mea, de ce ai dat adresa? Doamne, iartă-mă, Doamne! Mulțumesc! Rebecca, where are you? Sunt acasă. Ce s-a întâmplat? Bella e moartă, v-am zis, băieți și fete? Despre ce vorbești? Her Uber driver just texted me. Șoferul de Uber tocmai ce mi-a dat mesaj. Fii să v-am zis, fraților. Gen, asta e o schemă. Asta e o schemă, dar credeam că o să o cheme pe ea undeva, dar se pare că vine el la ea. Nu este un Uber driver, este un criminal în serie. Ce? Eu și Bella am mers la partiul lui Jessica și când am ajuns acasă am luat un Uber. Tot era normal, dar deodată mașina lui s-a oprit și mi-a zis că vrea să vadă ce e în regulă cu mașina lui și după ce? După a scos un cuțit și a înjunghiat-o pe Bella. Și voia să mă moare și pe mine, dar am scăpat. Oh my god.
Oh my god, i-a dat mesaj cu telefonul lui Bella. Saying she forgot her phone in his car. Minte. Este un criminal în serie și asta i-a dat adresa. A omorât-o pe Bella. Oh, nu. But he asked me for my address so he could drop the phone with me. Dar mi-a cerut adresa. Ce? I-ai dat adresa ta? De ce îi face chestia asta? Nu m-am gândit că e un criminal în serie. Bă, general nu prea te gândești la chestiile astea, fie vorba între noi, adică, da, ce să facem? Trebuie să pleci de acolo, trebuie să pleci din casă. Oh my god, oh my god, cred că deja a venit ăla. Văd o mașină care se apropie. S-a oprit în fața casei mele, dar sora mea, aia ai fost, practic. Cred că este el, sună la poliție. Sună la poliție și închide luminile. Du-te și ascunde-te undeva. Nu fă niciun sunet. Ascunde-te, Sara. Hello? Ești acolo? Sara? De ce nu răspunzi? Sara, spune ceva. Hello? Oh, ok, she's dead. Ah, bun, băi, ești foarte bun. Deci a omorât-o instant. A omorât-o absolut instant. Ai avut noroc că ai scăpat. Bă, băi și fete, eu încă mă gândesc la prima poveste. Scrieți la comentarii ce credeți că s-a întâmplat cu tatăl și cu fica din prima poveste. Bine ați venit la cea mai horror conversație din 2022. Ați auzit foarte bine, frați și surori. Bine ați venit la un nou episod în care reacționăm la mesaje creepy. Da, fraților? Ați auzit foarte bine, după foarte mult timp în care nu am mai postat seria asta, am zis să fac un nou episod să văd dacă vă place și dacă vreți să revină seria. Ei bine, băieți și fete, astăzi vom reacționa la cea mai horror conversație din 2022 și în cazul în care nu mă credeți și spuneți că mamă, e doar o conversație pe care am găsit-o, uitați-vă, fraților, care este primul mesaj. Primul mesaj din această conversație este fix așa, care este dat de către un număr necunoscut. Mai ai doar 7 minute de trăit, mai exact, you have just under 7 minutes until you die, adică mai puțin de 7 minute până mori. Da, fraților, așa începe conversația, urmează să reacționăm la videoclipul ăsta, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal, dacă mai vreți să facem reacții de genul la conversații creepy și dacă vă place, eu o să continui seria, eu zic să nu mai pierdem timpul și hai să vedem care e treaba cu această conversație horror. Bun, fraților, let's go! Mamă, deci a început un timer, mai sunt 6 minute și 46 de secunde, i-a dat mesaj la ăsta și ăsta zice, where am I? Unde sunt? E un câine sau care-i treaba? How did I get here? Cum am ajuns aici? Ok. Tic, tic, tic. Bun, deci persoana respectivă, gen o fică numărul necunoscut, l-a răpit pe ăsta. Că a zis că unde sunt acum și cum am ajuns aici? Cine ești tu? Spune. Oh, how do you get out? You can't. Și că dacă te întreb cum poți să ieși de aici, nu poți să ieși. Bro, ce se întâmplă? Oh! Ok, m-am prins, boys, ok, mi-am prins despre ce-i vorba, este băgat într-un container de ăla de marfă, gen, nu știu dacă ați văzut, gen, poate ați văzut în filme, acele nave gigantice care au foarte, foarte multă încărcătură, ați văzut containerele alea de marfă, în chestia aia e băgat și băiatul ăsta, într-un container de ăla de marfă, acum ne arată schița unui container, nu poți să ieși de aici, e imposibil să ieși dintr-un ăsta, ok, think of this as your own personal coffin, gândește-te că ăla este sicriul tău personal. Băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? And me as your undertaker, agent Lowry. Hopa! Deci, boys, hopa, fiți atenți că ăsta care a fost răpit este un agent de poliție, agent Lowry. Change 3 is my phone stat. Mai sunt 6 minute. What's wrong? Hopa, fiți atenți, boys. Deci băiatul ăsta mai are 6 minute de trăit și a dat instant mesaj la poliție. Bun, deci hai să vedem ce ziceți, boys. O să reușească băiatul ăsta să supraviețuiască sau nu? Gen, povestea se numește No Escape. Ok, FBI agent Lowry. Hai să vedem, what's wrong, întreabă. Deci are 6 minute de trăit. A zis și că să mă gândeam, I don't know who, și că cineva m-a răpit, nu știu cine, însă urmăriți-mi telefonul. Hai să vedem, ok. Woke up, trap in a room. Sunt într-o cameră, efectiv, na. Uite, arată aici că sunt camere de supraveghere peste tot și nu mai are ce să facă. Mă ocup acum, spune, hai să vedem. Lol. Mamă, arată că vede ce scrie, boys. Mai are 5 minute 91.
Îți văd tot telefonul. Agent Chen can help you. You are only one who can save you. Mama, text change back and tell him you made a mistake. Mama, boys, deci numărul necunoscut îi spune că agentul, tovarășul tău, agent Chen, nu te poate ajuta și tu ești singurul care te poate scăpa din chestia asta. Așa că dă-i mesaj acum înapoi. Deci el, boys, nu a dat mesaj la poliție, a dat mesaj la un tovarăș de lui, agent Chen îl cheamă, și spune că ai făcut o greșeală. Ok. Or, sau dacă nu faci chestia asta, o să te omor chiar acum. See the water at your feet, is your feet and take complete, there is no escape. Deși că, mamă, boys, vedeți că începe să fie apă. Ai, ideea e că îi bagă apă în chestia aia și în 5 minute o să fie full de apă, gen, și o să moară, o să se nece. Hai să vedem dacă scapă. Scream and bang all your life, no one scream. Deci că degeaba țipi, nu vine nimeni să te ajute. Ești pregătit să te neci, mamă, și de mușuri de-astea. Fishy can skim away, ci că sărăcuțul de tine nu poate să înoate niciunde și o să mor exact ca ceilalți, lol. Ha, mă, fă ceva, nu mă stric de mesaje. Others? Cum adică ca ceilalți? On it, I'm just kidding, mamă, îi dă mesajul ăsta, zice că glumea. I always just playing with you, forget you, see the matches later. Mamă, îi dă mesaj la tovarășul și spune că glumea, că nu știu ce, ne vedem mai târziu la local. Doar glumeam. Ok, zice agent Lowry, asta nu este prima mea chestie. Bun, și că mamă, boys, fiți atenți că i-a zis lui ăsta, ci că agent Lowry, ne vedem mai târziu la Marcia. Și asta a zis, gen, numărul necunoscut, a zis că nu există nicio Marcia și că încearcă să vorbească codat cu ăla. Mamă, o să-l omoare, nu? He's a close moron, but even he did catch on. Și că oricum tovarășul e foarte, foarte prost, dar chiar dacă și-a dat seama, nu poate să te salveze. Ai fi mort până ar ajunge polițiștii aici. Take shame, bang, tell me you were joking. Dă-i din nou mesaj și spune că glumeai. Who are you? Cine ești? Întreabă ăsta. The 3000 down right of Quantico, knock, knock. Și că m-ai urmărit. Deci, boys, persoana respectivă este un infractor care era urmărit de către agentul ăsta, gen, și acum se răzbună. Knock, knock, bate la ușă. Mamă, ia uite-se, băi, ce-i dă, băi, face mișto de, mai dă emoji-uri. Ești Nancy James, boys! Căutați pe net, Nancy James! Este o criminală în serie, sau un criminal în serie, nu știu exact. Welcome to Nancy James Task Force! Da, mă, e Nancy James, boys! Holy shit! Sorry, I'm getting nasty last night, so I didn't have too much to drink. Bun, i-a dat mesajul ăsta că și că a băut din greșeală. Și a zis și că să nu fie beat când vine la muncă. Mamă, fraților, începe totul acum. Fiți atenți, boys. Fiți atenți că e rapid de Nancy James. Un infractor foarte mare. Ia, sorry, I will. Ești o legendă, îi spune. You are a legend. Și tu ești magnific. I know you studied, știu că m-ai studiat pe mine și mi-ai studiat și omorurile. Twin Flattery will help you. Crezi că dacă mă faci să mă simt așa, gen, să mă simt bine, o să te las să scapi? You must want something from me. 100% vrei ceva de la mine, spune. Sau aș fi fost mort. Da, asta e polițist, știe, boys, că dacă vrea să te omoare, te omora, gen. Vrea ceva de la tine. Ce vrei de la mine mai exact, spune. First, I have a match where I dare you to join the task force. Boys! Fiți atenți! Ok, îmi dau seama ce spune aici. Mamă! Ok, fraților, deci fiți atenți. Și că Nancy James acum, gen criminalul ăsta în serie care a răpit polițiștii, s-a făcut o brigadă specială de poliție ca să-l prindă pe el. Și a zis, gen, că ăsta este un mesaj pentru toți polițiștii care vor să vină după el și să se bage în brigada aia, că o să-i omoare pe rând, după o să-l omoare copii și toate chestiile astea. Ok. Și fiicele, efectiv, băieții, absolut tot. Și zică, agent Lori, ai doar o cale să ieși în viață de aici. If you tell me the password. Mamă, zică, dacă îmi zici ceva parolă de la baza de date a brigăzii care gen, e pe urmele criminalei, o să țină gura. Give me the password, dă-mi parola și îți dau viața. Nu știu parola. I'm new, ci că sunt nou acolo și nu mi-au dat-o până acum. Răspunsul greșit, mai are 2 minute, oprește-te. Stop is the password? Stop este parola? Oprește apa, mai are 2 minute 40 de trăit, boys! It's freezing, zice că e destul de...
cum îi zice, e destul de... e destul de fric pe aici. Când trece de genunchii tăi, încep să te panichezi, spune. When it's at your waist, you realize there's no way out. Și bă, deja când ți-a ajuns la... când ți-a ajuns așa la shoulder, îți dai seama că nu mai ai ce să faci. Mamă, face ceva, boys. And the shoulder seems to think, what the fuck I'm doing here? Și te gândești ce naiba fac aici, dă parola aia odată, frățioro. Gândește-te la familia ta, dă-i parola, dă-i parola, nu te juca. Știi că o să le fie dor de tine, dă-i parola. Doar o simplă parolă îți va schimba viața, dă-i parola să intre în data de bază de la poliție, dă-i parola. Ok. Deși că dacă cumva încerc să mă fraiez sau ceva de genul, după o să mă duc după agent Polk, agent Cruz sau agent Cheng, adică după toți colegii lui. Ok, boys. Bă, este o conversație destul de interesantă între un infractor și un polițist. Ok. Hai să vedem. Stop the water, it's at my waist. Și că te rog, oprește, oprește apa. Nu pot să-ți dau parola, spune. I can't give you the password. Promit că nu o știu. Bă, boi, ce credeți? O știe sau nu? Și că să știi că deja am mers la alți agenți, la Pyle și la Woodford. Și la fel și ei și-au ținut cuvântul și acum sunt cadavre. Spune-mă. After we simply take someone else. De după tine o să iau pe altcineva. Sacrificiul tău nu înseamnă nimic, agent Lowry. Pe bune, boi, îți dai parola. 1 minut și 30 secunde până nu mai poți să respiri. Dă-i parola, dă-i parola, man, dă-i parola. Te rog eu, dă-i parola, nu știu parola. I can't give what I don't know. Nu știu ce-ți dau, ce nu știu. Ce ziceți, băi, știe parola sau nu? Tot ce vreau să fac e să mă uit la afișiere. Ce e așa mare chestie? Și că dăm parola și o să pleci de aici. M-ai studiat. Știi că îmi țin cuvântul. I know, știu de ce vrei acces. Da? Tu, a, deci boys, vrei acces ca să vadă care sunt agenții sub acoperire, gen, ca să-i omoare. So what if I are their lives more than yours? Și, că, și dacă fac chestia asta, viețile lor valorează mai mult decât a ta? Boys, mai sunt 50 de secunde! 50 de secunde, dă-i mă parola! Efectiv, decizia ta este trăiește sau mori. Deoarece apa deja ți-a ajuns la umeri. Dă-i mă parola. 040, dă-i parola. I don't have it, da-o, ai. Mamă, mai 30 secunde, dă-i parola. Dă-i parola. Și că și dacă îi mai scriu odată un mesaj la Gen Cheng despre mine, o să fii sub apă. Ha, mă, dă-i parola. Dă-i parola. Nu se mai... se termină timpul, dă-i parola. Ra! A zis ra! Ra ce? Ra ce? Razorfish! Asta e parola, Razorfish! E sigur? Da, oprește apa. Oprește apa. A oprit-o? Vezi cât de ușor a fost. A oprit apa! A oprit apa, boys! Mamă, a oprit apa! Ok, boys, l-a salvat, dar Razorfish e parola. Vezi ce ușor a fost. A zis și că după ce se usucă, poți să ieși. Să trimiți... cum îi zice, doar iubiri la FBI, tu te naiba. Încă o chestie, ia spune, ultima chestie. Nancy James is the world most diabolical serial killer the FBI has ever faced. Și că Nancy James este cel mai diabolic criminal în serie pe care, cu care a avut de-a face FBI-ul. Doar cei mai buni din lume sunt în the task force team. Când se deschide ușa și te duci afară, doar mergi. There is nothing you can do or say to any of the men out there to save face. Și că doar mergi când deschizi ușa, nu te uita pe acolo, că nu poți să ajungi pe nimeni. Despre ce vorbești? Cum adică? Mergi în față. Boys! Băi! Nu vine să cred! Nu vine să cred! V-ați aștepta la chestia asta, băi, fraților? Nu era niciun criminal în serie. Era... efectiv FBI-ul. Și a vrut să vadă, gen, a zis că și că Nancy James este cel mai diabolic infractor și că trebuie să-l prindă și are nevoie de oameni loiali. Are nevoie de oameni 100% loiali și ăsta nu a trecut testul. Era doar un test, fraților. Era un test să vadă dacă este loial. Mamă, man! Nu ești Nancy? Nu, e agentul Cheng. E tovarășul lui, bro. Asta a fost ultimul tău test.
ai dat fail și acum te transfer la altă chestie. Băi, deci ăsta trebuia să fie recrutat în nu știu ce brigadă mișto, însă nu a reușit. Și aici s-a terminat, fraților. Bun, băi și fete, băi, a fost ceva foarte, foarte nașpa. Deci eu nu m-am așteptat să nu fie criminalul respectiv. Scrieți voi la comentarii dacă v-ați așteptat. Ei bine, băi și fete, asta a fost cea mai horror conversație din 2022. Eu am fost Marusian, cu v-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!